Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă la Hunter Call of the Wild. Astăzi o să mergem la vânătoare alături de câinele meu Țăcălie, nu mai știu cum îl cheamă. Ia stai așa, ia uite-l. Țăcălie, zici că nu are ochi. Și de un alt vânător care este acolo în cabană. Welcome! Calorna învăță celul în acest joc. În primul rând, jocul acesta este incredibil. L-am jucat în trecut acum mult, mult mai mulți ani și am vrut să îl revizitez. I-am sugerat lui Clorna să-l cumpere când a fost reducerea aceea de iarnă, nu? Da. Așa. 3 euro. Și a fost 3 euro jocul. Pentru 3 euro te joci mii de ore aici. Pentru că o să dăm M și o să vedeți harta cât de gigantică este. Și ți-a foarte mult să mergi pe jos. Ok? Asta este o hartă și mai sunt 12 hărți pe care le poți cumpăra ca DLC plus altele gratis. Și sunt foarte multe specii de animale. Deci hai să vedem ce vânăm astăzi. Dar foarte important, am mișcat cu Clorna puțin, este acest DLC pe care îl cumperi tot cu 3 euro. Deci jocul are foarte multe DLC-uri de cumpărat. Și Țăcălești de față o să ne ajute extrem de mult. Fii atent. Bizonul mating call scrie în dreapta. Deci bizonul a scos un sunet că se împerechează. Dar m-am mai jucat eu puțin ca să învăț cu ce se mănâncă jocul și o să vedeți că reușim să vânăm astăzi. Pentru că dacă eu fug acum spre bizonul ăla, au plecat toți și nu-i mai prinzi. Clar, are o mică problemă în jocul acesta. S-a întâmplat să tragă într-un animal cu pușca. Ok, deci tragi într-un animal și nu-l omori direct. El sângerează și fuge și nu-l mai găsești. Ei bine, acesta este un Bloodhound, așa se numește, și o să găsească animalul pentru tine, Clorna, ce părere ai? Doamne ajută, în sfârșit nu mai scapă pompii. Are o funcție de track. I-ai dat track, câinele ăsta se duce și caută sânge. Momentan nu are ce să găsească, așa că intră în cache-ul acesta și configurează și tu câinele. Ia, ce-i scop câinele? Exact, ai buton de kennel și opa, sunt doi câini. Și fii atent, eu am făcut greșeala să cumpăr retriever-ul. Pentru că mie îmi place mult de tot retriever. Dacă ar fi să-mi iau un câine, retriever-ul mi l-aș lua. Și am luat retriever. Și ghiși ce, Clorna, ăsta e mai scump, e 5 euro. Nu caută sânge retriever-ul, ci aduce păsări. Doamne. Deci, poți să-mi puști păsările, cum e aia dacă ai o frunză, ok? Și o să cadă. Și poți să trimiți câinele să-ți aducă direct păsărea, că e mică. Dar, ăla e pentru altceva, nu știu dacă o să facem noi episod și vedem. Dar l-am pus pe Țambră și pe Țăcălie. L-am luat pe Țăcălie, poți să-i faci pe multe culori, mă rog. Uite, poți să-l modifici de aici, dacă zic corect. Așa, îi dai nume în fie. Ia-ți-l și tu pe al tău. Ăsta-i al tău? Deci, unii, nu mai știu care... Bababoi! A, ăsta-i al tău. Da. Sunt frații, uite, dar nu-i arată și lui numele. Fii atent. Ca să-ți fac scurt pe doi tutorialul, ți-a apăsat B și ai mai multe funcții. Asta cu stay, stai el pe loc. Îi dai sit sau lay down. Pentru că dacă el vine după tine, îmi face zgomot și sperie animale. Deci sit sau lay down, el rămâne acolo și tu pleci. Dacă pleci prea departe, o să vină după tine la 200 de metri sau ceva de genul. Dacă ți-i bă apăsat, ai buton de praise, o să-l laude. Și o să-ți faci un friendship cu câinele. Dacă te duci la fățăul lui și apeși B, este așa, apeși B normal și s-a ridicat. Mamă, la tine chiar s-o de câinele, Clorna. Ia că mâncă, îl mângâi pe Bumbi, da, mă! Poți să-l mângâi. Aia e toată chestia și tu te împrietenești cu câinele. Adică o să ai o... Dar nu știu la ce ajută. În fine. Tu când ai plecat, pur și simplu apeși o dată B, atât. Și zice healing. Și atunci el vine după tine. Aia e tot. Ce tare. Ok, perfect. Bun. Fiți atenți. Eu am jucat, am făcut bani și mi-am upgradat gloanțele. În jocul acesta încep cu o armă gratuită. Este un Ranger 2.43. Jocul acesta vrea să fie realist, deci gloanțele nu vor fi atât de bune. Avem la gloanțe .243, armă gratis, vedeți? Și nu prea are mult penetration, adică e așa și așa, nu e foarte puternică. Dar am farmat, mi-am cumpărat o armă mult mai bună și avem și un pistol foarte puternic. O să vedeți că ne distrăm astăzi și vânăm ca lumea, unde are penetration foarte mare. Deci, pușca asta odată, plus pistolul care efectiv ăsta topește orice. Deci chiar topește. Dacă te uiți pe share screen clonă la mine, o să vezi că i-am pus și scope. Deci cu ăsta dărâmi orice. Uite, tragem în câinele tău. Nu! Lasă-l bă, mă, boi, îmi place. Te rog frumos, okay, okay. Bun. Fiți atenți. Gloanțele, o să vedeți în dreapta jos, Recommended Class 2-6. Deci în jocul ăsta, anumite gloanțe sunt pentru anumite animale. Nu orice glonț merge pe orice animal. Ia-ți și tu gloanțe, Clorna, ia tot ce, trebuie. Deci, m-am giftui cu gloanțe, mă, boi. Bun, deci ești full, ai ca lumea. Ok. Deci, cu ce trebuie. Harta e gigantică. Există căsuțe unde dai fast travel ca să nu mergi pe jos full și, ca să trolăm puțin de început de episod, putem să ne ducem în garaj și să ne scoatem și noi un ATV.
să vadă oamenii. Câinele vine el după tine, se teleportează, deci nu e, nu e problemă. Și fii atent, ne-am observat la mine că mi-am schimbat și costumul. Yo! Eu sunt alb. Poți să schimb costumul, sunt unele mai scumpe, în fine. Yo, n-am bani, boys, să merem. Uite, aici era un bizon și e fleeing, scrie în dreapta sus. Deci bizonul ne-a auzit de la 200 de metri și a și fugit. Adică trebuie să mergi încet și trebuie să ai multă răbdare cu acest joc. Și putem să ne plimbăm noi și o să vedeți că arată foarte frumos jocul. Îl joc în 2K și e altceva, îl jucăm la blan. Hai să ne întoarcem, actually. Am apăsat space să pun frână și m-am dat jos, gen. Opa. Opa. Dar care e butonul de frână? Nici nu știu. Am călcat câinele. Doamne feri, baboi, da ce mă. Ok, fii atent. Mergem aici, la waypoint-ul acesta. Am mai fost în locul ăsta, e un câmp deschis, îl știi. Facem un popas aici, văd că s-au lovit ATV-urile. Scrie jos, dacă ne uităm. Scrie că aici dorm animalele. Deci, avem în felul următor. Căprioară Row, nu știu ce e aia. Și ea doarme aici, mănâncă între 7 și 10 dimineața. Noi vrem să ajungem în zona aceasta, unde vedeți că foarte multe animale mănâncă, nu știu ce fac, dorm. Apeși Caps Lock și pur și simplu îți merge caracterul. Câteva chestii importante. În dreapta jos avem un compas, dar avem un speaker, vezi? El face momentan trei liniuțe albe, zgomot și una portocalie. Dacă stai pe loc, nu faci zgomot. Dacă mergi normal, faci trei liniuțe de zgomot. Ce se întâmplă? Dacă te apropii de animale la 100 de metri cu trei liniuțe de zgomot, au plecat toate. Deci le-ai speriat pur și simplu, pentru că te aud. Adică căprioara nu o să stea ea, să fugi spre ea, să o împuști. Bun. Depinde mult de tot pe ce mergi. Momentan mergem pe iarbă. Uite, vezi pe aici, ne arată că o căprioară a fugit. Dacă o să intru alergând prin tufișul acesta, o să vedeți că se face cu portocaliu mult, adică fac foarte mult zgomot aici, mă aude orice, la modul că o să trească să ne punem pe burtă și să mergi ușurel, ca să nu faci zgomot când te apropii. Binoclul acesta este extrem de puternic. El o să-ți arate unde sunt animalele, chiar dacă tu nu le vezi. O să vă explic imediat. Hai să mergem drept în față, Clor, n-am aici pe aici? Hai mă boi, da mă boi, normal. Deci la tine se și aude câinele la microfon, e mega immersion. Deci mega, până ușa se aude, îți dai seama, bolung. Ok, fii atent. În dreapta jos, cercul acela alb înseamnă că suntem vizibili, gen dacă te pui pe burtă nu mai ești atât de vizibil, nu te mai văd animalele. Și inima aia roșie care pâlpâie puternic înseamnă că e obosit caracterul, el aleargă infinit. Dacă nu o să pui ținta, dacă el e obosit, uite cum face ținta, iată, nu stă pe loc. Și tu trebuie să apeși shift ca să stea pe loc, dar dacă ești obosit nu poate și e mai complicat, pentru că în jocul ăsta ai level. Știi, am level 10 eu. Ok. Oi. Level 60 e maxim. Am explicat multe până începem jocul, că nu putem să începem direct în a trage din căprioare și aia e tot. Ok, dar o să tragem acum, fii atent. No, Doamne aici ajută. Un câmp deschis. Nu prea e cel mai bun câmp nici ăsta. Pentru că e cu porumbi de aia și face zgomot mare de tot. Uite, de exemplu, ălea sunt Canada Goose. Eu dacă pun, cred că vezi și tu pe cer acolo. Da. Putem să tragem după ele, dar nu vreau să tragem momentan, că o să speriem toate animalele din zonă. Da. Așa că hai să mai alergăm. Aș vrea să ne ridicăm noi mai sus, că nu prea vedem. Uite acolo, mă boi, deci văd o cerbiță dita mai cornută. Am văzut-o și eu am văzut-o. 300 de metri e destul de departe. Zice în dreapta sus că ea călătorește, este calmă și dificultatea very easy. În dreapta sus, dacă vă uitați, de asemenea scria 4, hai că vă arăt după. Că sunt câteva informații pe care trebuie să le știți. Hai să mergem pe drum așa, cred, să mai ocolim, că am văzut că ea s-a dus în direcția aia. Fling, fii atent, noi am avut la noi la 60 de metri niște căprioare. Cred că putem să mergem în cer. Ele au plecat. Aolea. Nu, hai să mergem după asta, că e în câmp deschis. Da, exact. Și asta n-are cum să scape. E mere în pădure, s-a pierdut cerbița. Bun, hai să ne uităm, să vedem, pot să mor pe piatra asta oare? Da. Și regele, dacă aș putea să mă urc. Așa, da. Bun. Hai să vedem niște animale. Vezi, căprioara e 250 de metri. Noi trebuie să fim cu pușca la 150 și cu pistolul la 50 de metri. Ok? Deci trebuie să fim destul de aproape ca să o vânăm. Aia merge singură, nu prea înțeleg ce face. De obicei sunt mult mai multe. Ce m-a păcălit pe mine jocul ăsta? Uitați-vă în dreapta sus că scrie un 4 cu verde. Eu am crezut că ea călătorește în grup de 4 animale. Nu. 4 ăla e grupul sau clasa de animal. 4.
Dacă ne uităm la gloanțele mele din inventar, scriu că e recomandat pentru clasa între 4 și 8. Deci putem cu pușca să o vânăm. Bun. Hai să ne mai uităm. Deci nu e niciun animal aici, ok. Opa! Opa! Canada Goose s-au așezat la 500 de metri. Ioi! Vreau să începem prin a o vâna pe aceea. Bun. Hai să mergem după ea. În teorie ar trebui să putem să alergăm. Dar nu știu până la ce distanță. Și faza e că ne fuge. Opa. Hai bă, să vânăm o gâscă de-asta. No, bum, apoi. Că prea face ură gâsca. Fii atent, hai să-ți zic un tips and tricks în jocul ăsta. Deci, pune cu binoclu, tăguiește o rață cu binoclu. Da. Apasă M. Așa. Dai zoom in până la rața aia pe care ai tăguit-o tu. Da. Și vezi previously spotted, zice. Așa. Pui mouse-ul pe cercul ăla verde unde ai tăguit tu animalul. Exact, da. Și în dreapta jos îți zice distanța exactă. 173 de metri am eu. 175, da. Hai de cap, perfect. Deci, fii atent, acum mergem ușor. Doar mergem, nu mai alergăm. Ok. Cam trebuie un 150 de metri. Problema e că... eu i-am dat tag, zici că e... pe după munte ceva, dar nu, o vedem direct. No, e pântre 14 de porumb, bolunda. Fii atent, eu vreau să trag de la distanța asta. Ui! Că e 150 de metri, dacă ne apropiem prea mult zboară, îmi pleacă direct. Da, exact. Alege-ți și tu una în care vrei să tragi. Deci, mă, bă, tragem separat. Îți tri, aleg pe aia din mijloc. Ok, aleg pe asta din dreapta. Bun. Asta e așa. Trebuie să ne, să ne nimerim. Bun. Eu sunt we gata, zici când ești tu gata. La și, eu trag. 3, 2, 1 și... ui! I-am dat, mă, boi. Bă, cred că am nimerit-o. Acum, bine! Au fost căprioare aici care sunt fling. Dacă tu. Celelalte... Bambi. Bambi! Era da, Bambi, mă, boi. Stai. Ce zici? N-am nimerit-o. Hai să vedem. Hunter Call of the Wild. Ai nimerit-o! Am nimerit-o, cred. Ai nimerit-o, bun, ai nimerit-o, bun, ai nimerit-o. Mă, cam dau într-o parte după microfon eu. Hai să mergem să vedem gâsca asta dacă am prins-o. Bun. Și fii atent. Acum, dai la câine, vin lângă mine. Da. Și ți-i apăsa B și selectezi, bun, la câine track. Track. Du-te, bubi. Și el o să caute pentru... caută sângele, dar știm noi că era pe aici, pe undeva. Da, perfect, mă, băi. Acum celălalt câine ți-ar fi adus direct rața. Aha, ce șmecher. Bun. Exact, man. Battle Bubi. Problema... Dacă mere. Dacă-te-l. Problema care? Problema că nu știu de a omorâ rața, aia e faza. Rața? Mă, boia, ia sper ce? Sper să găsească, deci, câinele. E sub nas. Ne plimbăm mai jumătate de oră, cred. Stai să vedem. Uite-le, aici, aici, aici. Mă, boia, gaciu. La mine e rățuștile. Da? Bă... E că nu găsește câinele momentan. Deci nu vreau să te, nu vreau să te spari, dar e numai una, man. Păi într-una am tras. Uite, îți scrie în dreapta sus când ai click pe animal. Îmi scrie mie, I Rafael, deci doar eu am tras. Da, deci ăla am eu. Da. În stânga jos ne dă 500 cash. Așa. Noi am tras cu improper ammo pentru că ea este clasa întâi. Și noi nu avem armă pentru clasa întâi. Deci nu ne dă atât de mulți bani ca idee. Și dacă dai click dreapta, ți arată unde ai tras. Momentan scrie flash, am tras doar în carne, n-am nimerit niciun organ, dar era destul de micuță. Bun. Hai să ne ducem după căprioara. Aia a fugit singură căprioara. Da. Cred că... stai. A fugit în jos căprioara. Da, în partea asta, perfect. Acum, jocul e mult mai avansat de atât. Poți să-ți cumperi cort. Poți să pui cortul în zona asta, de exemplu, unde ele știi că mănâncă și așa. Și poți să dai, să selectezi tu ora specifică. Și se spawnează direct ca să farmezi. Interesant. Acum, yes, unde am tras noi în căprioare, întrebarea? Că fuge bubii meu, fuge bubii meu. Hai, baboi. Da? Da, i-am dat track. Ia că o găsit, o găsit. O aici găsit bubii, ia uite. Fii atent că aveți doi câini. Fresh. Ia că mere, 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 mere. Bun. Pa. Acum, o să vedeți că scrie very low. 75 și 100% HP în dreapta sus. Deci... nu am nimerit un organ vital. Sângerează ușor.
Dar nu poate să sângereze la infinit. O să leșine la un moment dat. Hai să vedem. Uite, în Road Deer nu trebuia să trag cu pușca, trebuia cu pistolul să trag. Adică trebuia să ne apropiem foarte mult. A, uite, îmi zice cât HP mai are. 50-75. Da, mi-am pus eu un perk că am făcut level. Ah, ce tare. Îmi zice în funcție de sânge cât HP mai are animalul. Da, da, da. Dacă nu te duci după animal, el stă și că latră ca să vii după el. Am văzut, stă și ne așteaptă. Îți place? Da, e prea tare, că nu, stă, nu merg ca bolundu-i, perfect. Hai, Bobby, du-te, al meu nici nu știu care e ăla. Ăsta e al meu sau ăla tot din spate? Ăsta e al meu, vei, ce pune la el. What? Îl cunosc după urechi, îl cunosc. Na, mă. E mai clăpăug. 25% 50, deci e pe moarte animalul. Na, săracu. Așa, ce eram eu curios e dacă animalul încetinește la un moment dat, ca să nu mai fie nevoie să alegi, dar nu. O să fugă în continuu dacă l-ai împușcat. Adică, uite, încă are run. Deci nu merge da. Chestia asta. Anumite animale, dacă le sperii, vor fugi și apoi încetinesc. Opa. 0 și 25%. Uite pe Bambi, man. Uite, uite, fii atent aici când te păcălea. Îți zice sângele și se arată direcția aia în față. Și el e de fapt în stânga mort. Da, e horror, deci de câte și ori așa pierzi așa... animalul. De câte ori n-am putut. Iacă-t-o, man. Da, în man. Frunze. Hai să vedem. Deci. Bă, tu n-ai tras în ea aparent. Bă, am tras, dar nu, n-arată. What? Și i-am lovit left fibula, deci i-am tras în picior. Deci era cam... Trebuie să-i tragi în organele astea din mijloc sau dacă nimerești inima, o cocoșezi direct. Ok. Acum ați înțeles puțin cam cum funcționează jocul și urmează să începem să ne distrăm și mai tare. Aș vrea să prindem noi niște bison. Fii atent, hai în direcția asta, cred că o să fie iar o zonă deschisă. Bun. Hai să mergem într-acolo. Mergem așa ușurel și dacă depistăm animale... Le dăm înapoi. Ne ducem după ele. S-au răhățit aici, dar scrie că e very old. Ui. Deci nu prea ne avantajează asta. Auzi și tu gâște. Ia trage-mă da, plurna într-una după ce. Bolunde, mă, gâștile astea. Care? Că nu le văd unde sunt. Ia dă-i mă boi într-una. Una e mortă. What? E morâtă? Nu, mă boi. Deci aș fi vrut. Avem mulți pași în față. Cred că sunt tot căprioare. Ia să vedem. Da. Deci ca să înțelegeți. Hopa. 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 Fii atent. Ăla e fazan, deja a fugit, îl vezi că i-am dat eu tag. Da. Ăla l-a prins, ia stai așa să vedem, ăla l-a prins foarte greu. Da, nu mai aveam glonțe să trag. Fazanul l-a prins foarte greu, e mic și fuge direct. Dar o să ținem minte. Ui. Mergem după Red Deer. Deci, pe harta aceasta vor fi un tip de animale. Dacă vă place jocul și mai vreți să facem în continuare, avem hărți efectiv cu lei. Tu știi ce face leu? What? Cu lei? Dacă ai tras greșit în leu, te-a grumăzit instant. Deci, avem canguri, avem lei, avem o groază de animale, urși. Ce? Bă, m-am speriat, am crezut că e păianjul aici pe creangă, mă, ce m-am speriat. No. Fii atent, hai să mergem înainte. Gen, jocul e... vrea să fie foarte realist. Astea sunt very old, deci nu-mi plac. Hai pe aici. Da. Așa. Vreau să trag și cu pistolul, să vedeți cum e. Pistolul e extrem de puternic, dar trebuie să te... trebuie să mergi foarte mult pe jos, să te apropii de animale fără să le sperii. Dacă te-ai apropiat de ele, sunt moarte. Hai să vânăm porci. Te bagi? Perfect. Hai la pompi. Dă-i, mă, ia atent. Porcii sunt... porc mistreț. Sunt ai naiba rău de tot. Deci îți fuge porcul ăla de rupe în două. Dar... sunt interesanți, mor repejor porcușorii. Stai că nu vreau fazan. Stai că mi-a schimbat pașii pe fazan. Eu mă mir că fazanul lasă urme. Adică fazanul are 2 kg. Cât are un fazan de la mic? Opa, Fling, uite, era... Porci. Stai. Erau aproape de noi. Mergi ușor, nu alerga. Ușor. Stai, fii atent. Stai, da. Ne punem... Fii atent cum facem. Ne punem da. Pe burtă. Deci îs pe burtă, mă boi. Și dai cu control, gen să mergi... rapid, pe burtă. Da. Ei acum au scos un sunet de împerechere. Cred că da. Au fost două grupuri de porci. Unii scria fling, unii au fugit și alții au rămas. Fii atent. Apasă B și dă-i lay down la câine. Opa. Lay down, my boy, pune-te pe burtă.
Pe burta, bubi, nu-ți rușine, mă, bolun. Nu s-a pus. Că stai jos, gata. Mă, moi, mă. Așa, îți scrie în dreapta acolo, laying down. Da, 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 da. Bun, 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 fii atent. Mergem ușor, ușor. Uite, vezi, aici el nu scoate zgomot. Dacă treci prin iarbă, e mult mai... Da. E bine că țipă gâștele pe sus sau ce-or fi și ne acoperă puțin sunetul. Da, e perfect. Stai să vedem dacă mai sunt porci aici. Ah, trebuie să fie. Aici cred că e zona lor, vedeți că e ceva... Full cu albastru, așa. A, ba, nu e de fazan. De fazan, mâncă fazan numai. Ei sunt pe aproape porcii. Dar nu-mi dau seama în ce direcție. Stai, că e doar warning. Okay. E doar warning call. Avem o cerbiță. Fii atent, pune-te pe burtă. Deci, pune-te pe burtă, că a dat două warning call-uri. Okay. Te pui pe burtă și... Okay. Ăștia sunt fazani, lol. Dacă știu ce mi s-a întâmplat, mi s-a pus fazanul în fața nasului, mă. Da? O venit și s-a pus lângă mine și mi-a zis ce faci, mă, boie. Deci nu glumesc. What? Serios? O tragedie la ce se mai întâmplă. Bun, bun, bun. Dar fii atent, mergem în față, mergi pe burtă, frumos. Era prietenul meu, nu pot să mor prietenii, mă, boie. Na, mă, fazanul. Uite, pasul de porc. Mm-hmm. Vreau să-i dau cu pistolul la cerbița asta. Vezi că-ți vine câinele. Fii atent. Ține apăsat B și dă-i lay down. Da, da, îți vine câinele tău, nu e a meu. Vine repede, la da, tău. Da, i-am dat. Ok. Fii atent. Stăm pe burtă. Da. Așa. Aici dacă ne... Trebuie să stăm full pe burtă aici. Eu sunt full pe burtă, nici nu mă scol. Că o să ne vadă mega ușor, că suntem aproape. Da. Asta e minusul la câine, că vine după tine când pleci prea departe, dar mie nu mi-a speriat niciodată animalul dacă nu ești prea aproape. Da. Fii atent. What? De ce văd fazanul? Unde e căprioara? Uite-o. Opa. Lasă, ăla așa face fazanul. Eu vreau să trag în căprioara asta. Okay. Mai vezi tu alta ca să tragi și tu? Bă, sau e doar una? Tragi-mă amândoi în ea dacă nu. Cred că e lone wolf, dar cred că dacă mă ridic în picioare de aici sau pup măcar. Eu o văd mega bine de aici. Poți mai da altă tag? Stai, că la mine e tăguită, dar nu o vezi tu. Stai așa. Da. Trebuie să dispară tag-ul. Și dau iar, fii atent. Bun. Oh, perfect, mă, boy. Deci, eu o văd, cred că perfect. Și eu, man. Pune ținta și îmi zici când ești pregătit. Bun. Stai. Eu-s ready. Acum, stai să scoși pistolul. Da. Ok. 3, 2, 1 și... Deci, e moartă. Deci, a murit pe loc, man. Sărat. Nu-mi place, o să ne mutăm din zona asta, sunt prea mulți fazani. Nu avem ce să facem cu ația fazani. Adică uite, asta e... Ăla e faza, putea să tragă în el. Hai să vedem, man, ce s-a întâmplat. Da, nu știu ce e lone wolf, de obicei sunt mulți. Avem aici, stai. Dar nu pot să văd balta de sânge. Scria vital organ, 100% hit. Hai să vedem. Deci tu ai tras 1% și eu 99%. Fii atent, tu ai tras în... Dar cu ce armă ai tras? Deci eu am tras cu sniperul meu cu gloanțele de 2-2-3 parcă. Ok. Ai tras în flash, tu ai tras în gât și n-a pătruns nimic. Eu i-am dat puțin mai jos în lung, în plămân. Plămân. Da. 676 și ne-a dat un trofeu de silver. De ce ne-a dat trofeu? Pentru că, dacă vă uitați aici scrie că avem muniția corectă pentru animal, am tras în el de două ori sau mai puțin, am tras într-un organ vital, taxi... Dermize ăsta înseamnă să luăm animalul și îl punem la noi în cabană. Aparent avem o cabană pe undeva, dar nu știu unde e. Ok? Și îl luăm. Ne-a dat 676 cash și cu banii ne cumpărăm arme mai puternice. Dar, hai să ne mutăm noi din zona asta că nu-mi place. Sunt prea mulți fazani aici. Da, băi, mie mi-a stigmat. Ne-a dat 6 Ce? Dolari. 6 dolari! 6, man! Păi ai tras 1. Da, de unde? Am tras în grumaz, unde trebuie. Fii atent. Hai să vânăm niște gâște de astea. Hai. Opa. Este așa ce s-a văzut. Opa. Deci, la câine, lay down. Redir în spatele nostru, totuși. Dacă vrei. Hai să ne distrăm, fii atent. Hai. În astea nu tragem cu pistolul. No, da. Adică noi n-avem ammo potrivit pentru categoria 1. Dar. Hai să mergem noi ușor, ușor așa spre ele. Astea nu știu de la ce distanță te aud. Da, fac la zgomot. Aș zice că gust e cel mai bun ca să farmezi bani.
Dacă reușești să-l îl împuști din... Opa! Calm, e calm. Că... Putem să ne mai apropiem. Putem. Băi, încă e departe. Trebuie să ne apropiem mult mai mult. Uh-huh. Deci noi acum, dacă ne-am ridicat și am fugit spre ele, îți dai seama că fug imediat. Nu mai... Da. Surdus. Ele sunt resting acum. Se odihnesc. Și nici nu știu ce le așteaptă. Problema e că... Ele stau în păpușoiul ăsta de nu vezi. O să tragem într-una și apoi fii atent ce facem. Ne uităm pe cer și le împușcăm. Da, da, da. O să încercăm să împușcăm mai multe. Deci eu sunt la distanță de 148 de metri. Totuși deci intrăm, intrăm în poziția asta. Că da, vrei să tragem de aici? Nu, e bună poziția asta de păpușoi că noi suntem în linie cu ei, vezi? Da, și da, ne vedem da. În deschizătură. E perfect. Uite, eu zic să ne oprim aici. Te oprești lângă mine. Că începem să facem prea mult zgomot de aici. Și îți alegi una, tragem în ea, încarci arma principală. Ma boi, e full încărcată. Stai. Dai așa. Și lay down la câine. Trebuie să dau. Stop jos. Ok. Bun. Și alegeți o rață și tragem în ea. Stai așa să-mi dau tag. Deci okay, okay. Aia pe care ai dat-o tag, o vrei tu. Eu iau pe asta. Bun, hai să tragem. Ești gata? Full. Ok. 3, 2, 1 și... Bun. Nu s-a ridicat. Am ratat-o pe aia. Vine spre noi. Ai am căzut una. Am căzut una. Ok. La mine eu trebuie să și încarc, am doar 4 glanțe. Da. Bă, n-a fost rău. Nice. Ia stai să vedem, mai e vreo una pe cer numai, că nu scot zgomot. Nu. Asta e altceva. Ok. A căzut una ce-i drept. Da. Ia să vedem care, cum a tras. Ai prins și tu? No, doamne fer, două poți am prins, mă voi. Poți să chemi câinele. Opa. Păși bubi. Cred că pe aici erau. Bun, da. A, uite, văd. Păi dăm și lui track. Na, mai bun. Încoace. Ia vezi. Deci asta am nimerit-o eu. Am tras fix prin organele ei. Deci pelvis, intestine, stomac, liver ce e ficat, plămâni, full am luat. Deci mă boi, am dat urmat, săraca. What? Da, man. Clorna, asta ai luat tot, ok. E mișto că pe multiplayer, chiar dacă îi dai tu sau eu, îți dă ție banii, știi cine a tras. Și cred că mai e una aici, ia vezi. Asta am nimerit-o din cer. A, tu ai nimerit-o, ok. Da. Deci i-ai dat în aripă. Bun. Taraca. Și o să-ți dea ție bănuții. Și cred că asta e tot. Deci am nimerit doar una eu, din păcate. Am tras și n-am lovit. Dar e mișto câmpul ăsta deschis. Deci plecăm din nou cu ATV-urile. Mergem să prindem niște bizoni de aia de 400 de kilograme. De aia grași de tot. Uai. Gigantici. Da. Mergem în altă direcție acum. Văd că a ieșit și Sorinel. Vezi că poate să-ți iasă o căprioară în față. Deci de aia am urmăzut-o, am călcat-o, mă băi, direct. Ai luat-o cu parbrizul. Ia uite căprioarele, uite-le. Popa. Mamă, câte sunt aici, Clurna. Oprește și trage. Deci nu cred, mă băi. Unde era, bă, că nu mai știu unde mă uiți în chior. Ia uite-l. Tordus. Uite una! În față! Unde? Uite pe lundă! Da, amen. Am lovit două, lejer am lovit. Deci am dat, mă, boi. Cheamă-l pe Bubi. Hai încoace. Bubi, hai încoace că avem de urmărit de data asta. Că am tras de două ori. Bine, am lovit două, trei, nu știu câte am lovit. Păi, acum asta e faza, trebuie să le găsești. Pentru că ele vor leșina. Pentru că alergă foarte mult. Dar depinde dacă le-am nimerit cum trebuie. Bă, eu știu că am nimerit două. Că s-o ratam de pe una, de păcate. What? Na, arboranță Bubi. Ia să vedem. Păi, ce m-a speriat, mă! O, dar m-ai speriat tu pe mine. Ai cerbița în față, mă! Uite-o, Bambi, bolundă.
E gata. A dat un bucă. Deci a ratat fugi. Vezi, moare aici lângă, e prea puternic pistolul. Îți două moarte. Opa, păi a murit asta acum. Da. Ok, 7-7 i-am dat eu, 20 tu. N-am văzut-o pe asta altă. Un picior. Da, asta era. Ia, lasă-mi și unii să văd. Asta n-ar mai eu. Ah, ok. Deci asta, what? Ai cai, da numai tu, Clorna. 635 i-am dat doar eu. Hai să mai punem câinele, track, dar cred că astea erau. Da. Track not found. Bun, da, bun, vezi că n-a fost rău. Hai că ne îndreptăm pe jos, în direcția asta. Bun. Bă, și credeam că am mai tras în una. Deci tu n-ai nimerit acolo deloc, Clorna? Eu? Da, am nimerit cât a trebuit. Na, mă. Na, man, e fain. Ok. Trebuie să mai lucrăm puțin la arma ta. Da, la țântă, trebuie să duc la shooting range, mă, boy. Bă, bune. Că asta a fost prea spontan. Warning call, red deer. Hai să mergem ușurel așa. Deci, mă, boy, pe burtă. Dă-i crouch, dă-i control. Da, crouch. Opa. Da. Nu e departe, deci 150 de metri maxim. Și-a dat un warning call. Adică se cam pregătește să plece și ascultă. După pietrele astea, cred că ar trebui să vedem ceva. Mergem ușurel. Da. Ideal e să nimerim 2, 3. Adică tragi un glonț pe animal de preferat. Le vezi? Ia să vedem. Bă, nu văd, înseamnă că... Ba da, văd. Uite. Da, e traveling, deci stai așa să vedem ce se întâmplă. Pleacă în direcția aia. Da. Opa. Warning call, avem și porci. Ia-că-te-l! Deci nu cred. Ce vrei, porc sau căprioară? Porc, mă, boi, am tălat cerbițe. Ok, hai după porc ușor așa. Bine, eu lui îi dau direct bucata aia, vezi că ea vin spre noi. Serios? Vrei să tragem în ei? Vrei să tragem cu sniperul sau pistolul? Cu sniper, că e... Da, bun, atunci, hai să încercăm. Bun, alegi-ți tu un porc pe care vrei. Ăla din stânga. Ok, stai așa că nu știu unde a plecat. A, uite-l. S-a băgat după pietre. Și la mine după copac. Cred că Hai că eu îl văd pe ăsta al meu. Numai puțin, 2 secunde. Îl văd și pe meu. Facem următoare? Da. 3, 2, 1 și... I-am dat direct headshot, deci... A meu fuge săracul, bă, bolnav. Cred că tu l-ai murit din prima, așa e? Nu, a fugit și al meu. Ok. Stai să vedem porcul. Ai crede că moare direct dacă îi dai cap, dar nu. Are și el craniu cel mai gros. Hai că ne zice aici dacă l-am nimerit bine sau nu. Gloanțe orbe. Nu. Ia stai să cheamă... Eu i-am dat track la bubii meu, să vină. La bubi! Păi așa în cauce. Ce nume era tău? Țăcălie. Țăcălie? Da. No, welcome. Hai Țăcălie, caută aici că ne-a fugit porcul. Ia că trășa meu. Ia vezi pe bagă nasul. Bagă nasul, man. Bun. Ne zice că are 75%. Ideal e să fie în lateral porcul ca să-i tragi în organ. Știi, la noi era cu capul înainte. Exact. Uite, sunt mai mulți porci. Capul înainte. Hopa, ai viziune? Stai că am prins o căprioară. Bun, trage. Și nu-i bun, n-a avut animație, s-a glitchit. Eu zic mai bine ziceai că ai ratat, na. Nu, a murit pe loc. Nu-i fain. Stai așa că am luat rățăcălie. Aici i-am dat 100% vital. Deci asta e puțin. Nu știu, nu văd sângele unde e. A murit de frică. Hai să vedem ea. I-am dat direct în stomac, plămâni, ficat, direct, one shot. Bun, aia vreau să văd. Ia să vedem câinele ce zice. V-am zis, binocul e cel mai OP, că îți zice unde e animalul dacă tu nu-l vezi. Ma boy, nu vreau să te alarmez, îți cerbițe în față. Doamne, bate-le. What? Da. Ma boy, bizoni! Ah,
porci, mă, nu bizon. Porci, mă, bizonul e gigantic. Văd căprioare în față și eu. Cam, poți să trag? Stai să încarc și tragem. Dă-i și tu, de pe drum. A, aia o văd și eu, da. Hai să-i dăm. Așa. Hai de pe drum, bun. Stai, 3. Stai, 2. Stai. Bun, zi tu. Stai, stai, stai. Stai că a obosit caracterul meu. Hai. Da. Bun. 3, 2, 1 și... Păi n-am nimerit! Ok. Mi-a zburat ținta la și... De câinele, că nu-l văd. Câinele e aici lângă mine, a tău. Lângă mine, a tău. Tu ți-ai găsit porcul? Nu, îl urmărește ăsta, dar nu văd unde e câinele. Țăcălie, tu vii după porcul meu? Da. Bă, ce șmecă. Ăsta e al meu, țăcălie. Da, alea ta, bă, ne-a stâmpărat rău. Da, mă, uite-l. O, da, a fugit porcul ăsta, e ireal așa ceva. Da, că ăștia-s rezistenți, mă, bă, deci. 50% are, să ne chiar întras groaznic. O, era la distanță prea mare, nu știu. A, nu trebuia. 25 HP. A murit căprioara sau... Sunt două track-uri de blood, deci a noștri fugit exact unii lângă alții, aici, sunt două track-uri de blood. Da, 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 da. Păi căprioara... au mers în grup, probabil. Deci, momentan, am vizor, un porc în vizor, mă, boy. What? Ia cătă-l. A, îl văd, îl văd, îl văd. Sunt doi, mă, deci... Fling. Da, deci e turmă de porci. Da, practic, da, da. Asta în care am tras noi, încă și-a continuat drumul cu grupul. Și dă și pe aia de gol. Ia să vedem. Bă, dar mult e de mers. Da, deci ăștia... Au, de porc. Hopa! Den. Stai că văd un chenă de... A fugit. Bun, bun. Chenă de gus. Dar tu-ți dai seama fără câine că tu pierzi porcul ăsta. Da. Ai mult de mers. Da. 0.25, trebuie să fie mort pe aici. A meu câinele s-a schimbat din Tracking Blood în Tracking Prey. Deci s-a oprit din sângerata mea? Cred că da. No, mă. Tracking Blood am eu. Blood. Păi așa... Blood, da. Așa o să fie greu? Da, ăla a fost unfortunate că n-ai tras tu probabil unde trebuie sau... Da, da, da. Și atunci n-am mai sângerat. Da, s-a oprit din sângerat. What? Uite porcul! Critical position. L-am nimerit, ok. Deci, man, fii atent. E cam mai luat la un porc. Mine, bun, perfect, dar la mine... Stai! Bă, ce mă oftic! Stai așa. Aole. Că trec porcii pe lângă mine. Deci, la tine e bolunzală. Așa, ce vrei să zici? Deci, la mine, fii atent, deci știi că e tracking the prey, s-a schimbat de la tracking blood. Da. Și au venit câinele, dintr-o dată s-au pus să meargă, deci ca o babă clon, să mă, tiptil. Și că e animalul fix aici și nu vrea să-l sperie. Și mă duc și o puc cu animalul meu. Da? Da, asta e tare. Da. Critical position, îmi zice mie. Da, exact, uite, vezi, mere încet, uite, ca o babă clon, să ia cătă-l. Da, 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 și la mine. What? Deci, tracking prey, fii atent și la mine la fel. Deci s-a oprit din sângerat. Ce faci, bă, țăcălie? Da, s-a oprit din sângerat la low... La HP foarte mic. Hai să că e că nu avem timp să-l urmărim atâta. Uite-l, mă! Da, era fling aici, uite-l. Hai că i-am dat de la înjulit. Am prins o cerbiță, mă, boi. Deci eu nici nu știu ce mai prind. M-a omorât porcul! Ce mai spărea, mă? Bă, m-a omorât porcul! Man! Finalul! Au alergat foarte mult și te pot ataca. Bă, ce m-a omorât porcul, man! Ai de capul meu! Eu am întors aici și văd iar pată de sânge. Aoleu. Bă, am găsit cerbița. A, mi-am găsit-o. Da? Da, am găsit-o, dar nu penetrează gloasele. Mai ții minte cerbița aia ce am văzut atunci de fugeam după porci și am uitat de ea? Da. Na. Păi uite, am găsit eu. Ai găsit-o tu? Ai găsit-o? Da. What? E o cerbiță moartă aici. Cred că aia noastră, da. What? Și n-a luat-o nimeni.
Deci stai așa, uită-te în stânga ta, mă, boy, cu binoclu. În stânga mea. Opa, în dreapta. În dreapta ta. Deci de pui mâna pe cerbița aia, mă, boy. Man, pe uită cum stă. Vezi că trag. Hai, mă, trage ea. Deci, tu ai tras 28% în carne doar. Eu i-am tras în pelvis. Și ai mai tras tu încă o dată 20%. Și ai dat de două ori. Cum stătea cerbița mea. Da, mă, uite. Ia uite ce. Uite ce fața mea. Clara, zicea. Deci prima oară, a doua oară, uite ce sunt doi, ești nebun. Și a treia. La al treilea hit era în agonie, man. Clara. Doamne, doamne. Ok, ok. Bun. Bă, ok, fiare. Trebuie să te duci aici ca să ți deblochezi și tu căsuța. Bun. Să-ți dai, să-ți dai TP și o să mergem așa pe aici. Mergem după bizoni. Hai. În față e apă multă. Dar nu e bine pe aici. Da, da, pe moimele. Opa. Opa. Ia, stai, 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 stai. M-am dat jos. Stai că am găsit iepuri. Iepuri? Da, 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 mergi în ce. Rabbits? Da, 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 da. Mamă, iepurele. Am vizor, am vizor pe un rabbit, îi dau? Dai, dai să văd și eu. Da, așa. Dau lei, dau la pâine. Da. Mă puțin, că mi se... Mi se-mi doare geștile și mi-am scos binocul, bacea pistolul. Uite aici. Da, îl văd și eu. What? Uite, cu capul cap. Jos. What? Deci e bolund. Da. Chiar e bolund, man. A, uite, mai mulți. Sunt trei. What? What? Okay. Să le dăm bucata. Ești gata? El ăla din stânga îi dau. Bă, știi care e faza? Uai, cât să... Da? Nu am viziune. A, bă, da, ia. Hai că-l văd pe ăla eu. Bun, eu l-am din teleportat. Ha? Man, ăștia merg în jos, nu știu ce se întâmplă. Ce să... Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. Mental reset. Se teleportează iepurele. Șoare, bă. Ok, eu dau pe ăla din stânga de tot. E unul micuț din stânga, okay, vezi? Ok, eu dau, ok. Bun. Bun. Ești gata? Ready? Da. Hai. 3, zi. 2, 1 și... Bun. S-a mișcat fix când o fă la 2, dar sper că i-am dat. Habar n-am. Unul e viață, mort. Boy. Da, s-a băgat în cotoarbă. În goace. S-a băgat în cotoarbă, man. No, welcome. Cred că... Ia să-i vedem. Și mai iese... A, bă, nu, a murit amândoi. Ce m-ai spăreat, mă? No, ce, doamne, Hunter Call of the Wild, joc horror. What? Ăsta e al tău. Nu punem un deșter, așa. Amen. Ăsta e al meu. Deci, bronz. Practic, deci ca să înțelegeți, când stânga jos e chat-ul peste. Silver, gold sau diamond. Practic sunt categoriile pe animal. Cum să vă zic? Calitatea animalului. Dacă noi omoram unul diamond, înseamnă că ăla era cel mai bun iepure, cred că cel mai gras, cel mai, nu știu cum se categorizează la vânătoare. Dar asta ne arată bronz, înseamnă că era slăbuț. Dar probabil trebuie să tragem și cu proper ammo. 300 cash, da. E ok. L-ai luat și tu pe al tău și am uitat în cotoarbă aici, ce înseamnă? Used recently. Torbă s-a ascuns, webiții. Ok, fii atent, hai mergem pe jos așa, mergem în direcția aia. Ok, ok. Trebuie să vedem bizonii. Neapărat, mă, boi, un bizon trebă. Trebuie să văd un bizon ceva. Ia că avem niște pași. Opa, European Bison. Am mers în cealaltă direcție. Mating call. Nu mai vreau să prind deer. Hopa! Hopa, nu cred, man. Yes! Jesus. Hai să le dăm. Ce zici, man? Bun. Very easy, cică. Ei sunt calmi acum, călătoresc. De ce calme să fie imediat? Ia. 174 de metri. Deci trage de aici, sincer. Serios? Ai vrea de aici? Da, e cam la limită. Cum ce crezi zici? Tu dacă... Bă, hai să încercăm și de la distanță mai mare, deci mai fain. Hai. Bun. Deci dăm amândoi pe unul sau ne împărțăm? Cred că mai bine dăm pe unul.
Așa spun să taguiesc? Da, pe unul dacă vrei, uite, eu dau pe ăla. Pe ăla, ăla care trebuie tu. Da, bun, bun, bun. Ești bun. Gata? Da. Hai, 3, 2, 1 și... Ok. L-ai blocat într-un copac, văd. Hai că le-am dat ca lume. Cred că am tras în toți trei, nu știu. Doamne ajută. Ăștia sunt gigantici, deci... Nu știu... Vezi, nu-i dat trăgând de la distanță foarte mare, n-avem cea mai bună eficiență. Da. Dar e mișto vânătoarea și de la distanță, să vedem ce iese, presupun. Da. Sunt curios dacă intra glonțul, dacă ai dat tu cu glonțele tale de penetration, că tu ai glonțe mai bune. Da. La o să aflăm acum. Mating call. Ia uite, s-a răhățit aici. Deci, se plimbau și ei pe la apă și ai tras tu. Uai, dar ce fain să vedem colo, man. Deci, ah, man, ia uite. Ai de capul meu. E mișto jocul. Fine. Și ce mă uimește cel mai tare la jocul ăsta e că sunt foarte multe hărți. Iar noi cam pe asta am jucat o mare parte. Și mai sunt o groază. Da. Ce ai vrea data viitoare? Lei sau canguri? Ha, boi, deci canguru, bă, sincer, amândouă, cred că. Amândouă? Kangaroo, man, kangaroo. Wow. Bă, leu trebuie să facem ceva, nu? Nu vrei să tragem o dată în leu să ratăm și să vină spre noi așa furios? Și să țipăm, bă! Cred că... Mănâncă cu totul. No, bun, te duci tu în față. Ce este mai duci, că te leargă la oriunde ai fi, cred. Ia să vedem. Bă, văd o baltă mare de sânge. Ui. Trebuie să-l găsim pe primul. Da, ăsta e exact unde merg aici. Asta unde fost, era asta primul? Fost. Era pe aici? Aici, aici așa, exact aici a fost primul hit. Yeah. Ce zice? Non-vital organ hit. Problema e că... E cam prea urcă bubi sau? Da, hai că urcă până la urmă. Vine, 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 da, da. Ok. Hai, caută și tu de aici. Ia să vedem. A început. O să ne întoarcem la loc după aia, că am mai lovit câțiva. Perfect. Numai să nu s-o oprească din sângerat. Bă, n-ar trebui, adică i-am dat ca lumea. Deci porcii au fost șmecheri, mă, boi, e numai. Bă, bune, zic, 75-100, 50-75, pierd repede HP ăsta. Da, s-a și răhățit. E fric. S-a speriat. Și acolo? Mating call, tot mating bizon. Mating call de bizon, da. Hai că mai mergem după el. Run, deci fugea pe aici. Ok. Da, ei sunt continuu running după ce au hit. Nu iar s-a răhățit, de două ori s-a răhățit. Deci cât cum se poate, sistem? Deci, cred că scoate tot din el. Hai, țăcălie, caută. Uite, vezi, pe aici s-a schimbat scena. Mm-hmm. E mult mai mișto că e open. Wow, adică bă, vezi, aici foarte ai... lejer. Cu copaci așa înalți. Hai de capul meu, cum bate soarele. Stejar, ce sunt ăștia? Cred că e nuc, mă, boi. Nuc? E brad. Spuneți în comentarii dacă e nuc sau nu. No, mă. Că a fost clorna pădurar la vremea lui. Da. 25-50%. E aici, după dealul ăsta. 25-50 HP, fugea. Bă, da, fuge de rupe. Ai mâncat vreodată bizon? Niciodată. What? Deci, no, ai mâncat tu? Sau? Posibil să fii băgat, da. Hopa! Hopa! Ați player? Warning call. Ați player aici? Da, e player, o tras. Așa face el warning, să nu te apropii. Bă, să nu-l fie omor noi pe ăsta? Ba, n-are cum, adică... A meu încă e tracking block, chat-ul ăla fail. A, uite-l. Da. Ia uite-l în față, trage în el, mă, frân! Bă! Grumăsește-l repede! I-am dat peste cocoșul, mă, boi. N-am glonț pe tavă! I-am dat doi papaluci, hai să-l vedem pe ăsta. Deci eu am dat 58, tu 36 și ai mai dat încă o dată 6. Te pun, mă, boi. Ia să vedem, 363 cash. Ce latri, okay. Mă, bubi? El latră că l-a găsit. Da. Hai să vedem pe ăsta, că i-am dat ca lumea. Ia fi atent aici. Hai. Bubi, vin în coace, vital organ. Mamă, pe ăsta l-am grumăzit rău de tot. Bun. Uai, dar cum arată. Bubi, hai încoa. Deci a meu e bolnav, e mai bătrân a meu. What?
Deci am nirovenit, când i-am zis. Da. E mai bătrână, babornița. Tracking, ia. Ia că tău. Ia miroase acolo. Hai, hai. Așa. Am deja plecat, nu știu ce face a tău. Ia, pleacă amândoi, văd. What? Acum merit. 75%. Băi, e pistolari. Parcul ăla care l-a luat tu e prea tare ăla cu HP-ul. Da, da, da. 50-75, s-a răhățit, clasic. Deci de frică, cred. Și fii atent, i-am dat Vital Organ. Da. Ce bleed rate are? Sunt ușor de 25-50. Bleed rate very low, dar îi scade grav HP-ul. Da, că e lovit matul, e gata. Da, man. S-a răhățit din nou. E 4 ori deja. Da. Uite, uite, la stânga, la stânga e un bizon, dita mai bizonul printre copaci, mă, boi. Păi de dita cu binoclu, sau? Ia cătă-l. Ah, uite-l, da. European Bison. Vrei să mă duc după ăsta și dai tu la ăla? Merge după el, că ăla oricum merge ușor. S-o trage în el dacă... Unde-s câinii, mă? Tracking blood, track încolo, mers-o încolo. Ăla-i, mă! Ăla-i? Bă, nu știu, adică în partea asta o mers. Nu, nu, e mort, e mort, e mort aici. A, ok, ok, ok. N-avea cum să scape cu Vital Organ. Da, n-avea cum. Ia. Bun, avem 25% tu, 50 eu, 19 eu, 6 tu. Ok. Mamă, l-am ciuruit pe ăsta, prima oară. E de 30 de dolari. Ia uite ce față are, nici nu-i pasă. Ia uite-l aici. Glorna! Oi! Oi, ce era întins! Oi! Doamne, doamne. Ce s-a aude ea? Vreau să prindem o vulpe. Ma, deci specialitatea casei. Vulpe da? La proțap. Pe aici o să fie vulpe. Ok. Aici e road deer. Cred că, fii atent, hai las-o lăsăm și mergem în direcția asta. Ia vezi cu muntele. Da. Nucii ăștia. Da, e prea fain, man. Deci aici... Bun, man. Dite mai muntele. Mă duc mai într-o parte, că vreau să... Dacă cumva găsim vulpiță așa într-o parte într-alta, știi, să vedem măcar așa. Vreau să-i dau la bizon cu pistolul. No, warning welcome. Call. No. Ce l-a warning pierdut. Call, mă, moi, mă. Se apropie Arthur Morgan. Ui. Îl și văd ăla care l-a lovit. I-a dat-o. Problema e că Fox, uite, fling. E o vulpiță aici. I-am dat de la distanță mare. Bun. Dar avem acolo dovada. Deci, eu vin să iau track-urile de la Fox. Ok, ok. Level up tracker. Ia că a făcut câinele level. Uh-huh. Traits. Avem așa de ales. Highlight the wounded animal you are tracking. Your dog is more willing to work and has increased focus. Apropo, am uitat să vă arăt că ai și telefon. Și dacă dai track, îți arată pe telefon. Să-ți iei aici evidența. Ma boy, nu vreau să te panichez. Așa. Da, am tras eu într-unul. Da? Da, cred că merg după a meu. Hai că aflăm când îl găsim. 130 de metri e fling ăsta. Eu am fost foarte departe. După al tău, man. What, uite cerbița. Opa. Hai mă, voiam să pun ținta, man. Deci e fanrat aici. Două popuri diferite. Unul se nervează, unul e fain. Pa. Nu știu unde e cerbița. Ok. Ce, man? Deci am găsit răhățel de vulpe. Și zice very old. Dar eu zic să... De ce? Ia uite-l pe al meu. No, deși n-am pe stradă. S-o culcat. Fling, uite, vulpe la 80 de metri. Serios? Trag în ea? Deci dacă o vezi, da, neapărat. Uite, uite, uite.
Trage, 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 te rog. Trebuie să o prindem. Am ratat. Ah, come on. Ba, cred că am ratat. Deci eu am tras 100% în ăsta. Nu l-ai, nu l-ai nimerit. Ok, ok, deci pe ăsta, perfect. Am ratat. Nu-i dacă știi măcar unde e acum. Și mergem spre ea. Era caracterul obosit și nu ține mult ținta steady. Da. Gen dreaptă. Și asta e fază la vulpe, nu poți să stai pentru că... La vulpe nu poți să stai pentru că... Să te plimbă, nu stă pe loc. Până, scoate asta arma. Eu vin, mă, voi sprint. A, uite, Bloody altceva lovit aici, văd. Asta o fi al tău? Posibil să fi fost a meu. Totuși, posibil că lovi vulpea. Da, da, că am lovit și eu un bizon. No, am tras pe lângă, man. A, nu, eu am tras în ăsta 95 și tu 5. Bun. Deci, honest, honest work. Honest work, hai după vulpea 5%. Aia. 5%. 5% ne-a ajutat și Clorna. Trot, fii atent, deci aici a plecat curios, direcția. Da. Aici e foarte bine să vânăm vulpea, pentru că, da, uite câtă vizibilitate ai. Da. Vulpea e hard difficulty. Da. Deci te rupe în două. Îi dai track la câine, la căcăreață. Nu mere după ea, mă. Problema e, trebuie să-i dăm cu handgun la vulpe să fie proper ammo. Ah, opa, aia că am lovit ceva aici, s-ar putea vulpea. Ți-am zis că... Deci eu ți-am zis că a lovit vulpea, mă. Ți-am zis că a lovit vulpea. Deci eu ți-am zis că a lovit vulpea. Chiar sunt curios. Dar nu cred. Aia e? Aici. A murit, man, uite-o. Nu cred. Am prins vulpea, ia uite-o. Bine, man. No, vulpea, da. Vulpea dacă o lovești moare, nu fuge extrem de mult. Hai să o vezi și tu aici. Da. 1000 de cash. Bă, ce bine că nu iau nimic din banii aia. I-am dat doar flash, i-am dat în gât. Deci. What? Fain zâmbet pe față, ce-ai acolo? Da, man, ia vezi, 1000 cash, bucură. Let's go. Bucură-te de bani. Level up, deci, frumos. Până ce ți-a fost, dă bani. What? Gata. Gata, dă bani. Prietenul meu, Clorna, mă jefuiește pe episod. Na, mă. Păi, ce mai speram, mă? Bă, bat-o amaru, mă. Na, mă, Clorna, deci non-stop te-ai speriat pe episod. Hopa, vulpea. Dar e vulpe, te rog. Fii atent. Stai așa că am ceva că... Fii atent. Nu, asta. Rafael, deja ce-ai făcut? Eroinat. Deci ce-ai făcut, Rafael, man? Deci deja eroinat. Acum, și nu fugi. Fii atent, dacă folosești cocoși asta... Și cocoși ăla. Dar fii atent cum vine vulpe acum. Stai pe loc. Uite-o. Ți-am zis că vine. Stai așa. Man, scoate arma și țintește. Ești pregătit? Let me cook. Chiar vine. Scoate arma, strage mânia. Ți-am zis. Bun. E scoasă. Bun, stai. O vezi? Se trage mânia? Da. Vine. Ești pregătit? Da. 3, 2, 1. Stai, că nu vedem. Fix în spatele la copac, mă. Mai fac o dată cu ăla? Nu, că nu trebuie să faci de multe ori. Doar o dată. Deci... Nu te ajută dacă faci de multe ori. Da. Uite-o. Caută. Stai. Bun, vin fix aici la noi, mambo. Fii atent, pune-te pe burtă. Da. Dă-i lei down la câine. Că vreau să iau cu pistolul. Bun. Nu știu dacă vine spre noi. Trebuie dacă îți dau, poți dau spray din ăla, mambo. Nu știu dacă vreau. Să nu ți-e miroasă. Știi? Ia. Mi-am dat mie, mambo. Te-ai spreat pe tine. No, stai că poate pică și pe tine dacă dau dintr-o parte. Nu merge. Uite-o. Trebuie să-i dăm, nu se poate. Dus peste deal. E peste dealul ăla că îi dau direct lui. Warning, stai. Nu mișca. Trebuie să mergem pe burtă. Când face warning, poți să fac cu din ăla. Că ții minte când a făcut data trecut așa. Își dă warning, aia e problema. Deci asta... ce mă mâncă să suflu din ăsta. Suflă, dar nu o să vină. Da, știu. Are, adică ăla are un cooldown, nu știu cum, de 90 de secunde, scrie pe el. Da, știu că e... Dar nu văd, man. Mă marge, marge mațul să... Da. Dacă îi dau cu pistolul, e proper ammo. Îi dau, man. Îi dai? Da, poate văd și eu. Cred că... Dă-i, o văd.
Dă-i? Stai că nu o văd de copac. O văd eu. Deci când ești gata, îmi zici. Stai să pun binoclu, nu văd. Trebuie că dau eu tag pentru tine, fii atent. Facem echipa da. Aici. Da, îi dau eu tag, uite, îi dau eu taguri. Și tu vii aici la mine, uite. Că stă pe jos, stă în curmă. Să scarpină bolunda, mă. Ce mustețe are, man. Stai deci că vezi urc așa. Da. Așa, așa, așa. Ia, dacă te ridici, o vezi. Așa, mai dai tu tag o dată. I-am dat, i-am dat. Că trebuie să ducă. Da, trebuie să ducă că nu văd. Oh, nu. E mai la dreapta. Nu, tu ești tu. Stânga, stânga, scuze. Eu am ambidextru, nu, welcome. Dar tot nu vedem men de aici. Nu? E vezi așa urechea. Uite ei, capul. Nu trebuie să tragem în ureche noi. Facem așa adică un vedem cobor. Căpățâna, dar... Uite, dacă vii mai sus de aici, uite. O vezi perfect de aici, Dumnezeu. Gata, gata, gata. Ești gata? Eu sunt gata. Dă-i, la și când dă-i, dă-i. 3, 2, 1 și... Gata. S-a culcat. Gata? S-a culcat. Mamă, mă, pe loc! S-a culcat. Pe loc s-a dus. Vulpița, man. Bine, mă, boi, ar asta le dă mulți bani. Fiate că n-am prins niciun glonț. Vital organ. S-a și răhățit. 4% mă, eu am, mă las, mă, de loc, mă. 3% clorna. Ok. De la 500 de metri am tras, de ce scrie aici? Damage trophy organ. Ai, am dat în gât. Știi, și taie gâtul. Cred că la trophy, gen să-i împaie capul, nu știu cum se zice. Deci de-aia trebuie să-i tragi doar în corp, nu în cap, la animal. Ca să o pună pe perete. Ia uite cum arăta, man. Mam. 3% i-ai dat, ai scărpinat-o. Am rupt și vulpea, am luat și bizon, am luat și iepure, am luat și căprioară. Cred că ați înțeles în mare parte și fazan. Cred că ați înțeles în mare parte care e faza cu joculețul. Dacă vă place și vreți să facem și episodul 2, mai sunt o groază de hărți. În codex sunt o groază de animale la wildlife, deci vedeți și voi bobcat. Ia uite-te pe share screen ce mișto arată. Da, mui. Ia vezi, trebuie urși să vânăm. Urși! Deci să ne băgăm la urși, capra, ia uite-o. Fii atent câte animale există, deci nu cred și ne-am vânat 4. Numai ci! Ăsta l-am vânat noi, wild boar. Da, deer. Deer. Cum se zice la kangur? Kangur. Mamă, de ăștia trebuie să vânăm. Deci, un mă, crocodil de la mea. Te duci tu la ei. Da, man, curcan. Ăla, stai că face mișto, curcanul. Da. Aulă. Ok, ok. Uite, asta am vânat-o noi, vulpița. Difficulty average, cică. Da. Senses, excellent vision and very good hearing. Aude extrem de bine, cică. Deci nu miroase. Ăsta trebuie pe nocivanul. Raccoon dog. Te bagi la ăsta? Deci, ma boy. Fii atent. Difficulty very hard. Asta, mamă, cred că se bagă el la noi. Ăsta. Da. Mamă, pe ăsta îl prinde. Fii atent, tragem în el și da. Vine la tine așa stare și îți dau un pumn în față. Cum ar fi? Te bagă în marsupiu. Difficulty hard. Cum ar fi să te bagi în marsupiu și să fugă cu tine, pardon. Să zic, mă, boi, unde te-ai dus? Vine înapoi. Uite, ce fură, canul. Te bagă așa în buzunar și fuge. Deci, like dacă v-a plăcut cineva la viitoare. Pooo!